Inspectorii primăriei Timișoara i-au amendat pe proprietarii fostei fabrici Solventu pentru că lucrările de demolare care au loc în aceste zile în fostul combinat petrochimic se desfășoară ilegal. Pe lângă cei 50.000 de lei pe care trebuie să-i plătească proprietarii, au fost oprite și lucrările. În termen de 6 luni, demolările trebuie să intre în legalitate. Acolo au fost inspectori de la instituția arhitectului șef, au constatat nereguli, conform procedurilor au convocat reprezentanții proprietarilor la discuții, n-au venit, astfel că s-a procedat, așa cum scrie legea, s-a dat amendă. Una destul de drastică, 50.000 de ron și obligativitatea de a intra în legalitate. Acolo se întâmplă niște demolări și lucrurile trebuie să se facă conform legii. De cât timp se întâmplă demolările și apoi Solventu? Nu știu exact să vă spun de când. Important este că cei de acolo au mers și așteptăm în continuare pe cei de acolo să vină dacă nu vor suporta rigorile legii. E obligatoriu ca cei de la instituția arhitectului șef să ia măsuri. Lucrările de demolare de la Solventu au început fără autorizație de la autoritatea publică locală.